Europenii își doresc să extindă garanția electronicelor și electrocasnicelor și să încurajeze clienții să repare aparatele stricate pentru a reduce poluarea mediului. Doar că sunt cazuri în care, de multe ori, costul reparațiilor este foarte apropiat de cel al unui produs nou. Pentru a încuraja folosirea unor produse pentru cât mai mult timp, în Austria, de exemplu, peste 500.000 de oameni au solicitat bonusul de reparare. Un ajutor ce poate ajunge chiar și până la 200 de euro în cazul aparatelor ajunse la service. Un model ce ar putea avea rezultate pozitive și la noi în țară. Omenirea a generat peste 61 de milioane de tone de astfel de deșeuri electronice pe parcursul anului trecut, dintre care doar 18% au fost tratate și reciclate în mod corespunzător. Restul au fost fie aruncate la groapa de gunoi, fie pur și simplu depozitate în gospodării. Multe dintre aceste echipamente ar fi putut fi păstrate dacă erau reparate. De multe ori această activitate de reparație nu este rentabilă din punct de vedere economic, iar utilizatorul decide ca să renunțe la acel echipament pentru a cumpăra unul nou. Autoritățile europene și autoritățile naționale susțin activitatea de reparație dacă aceasta este rentabilă din punct de vedere economic. Apelează prima și prima oară la service, după care, în funcție de prețurile care sunt, sunt dintre ele care ajung la casat, pentru că prețurile de reparație sunt relativ mari. Care este explicația? Piesele scumpe? Piesele, da, sunt scumpe. Costurile mari ale unora dintre reparații pot fi însă subvenționate de stat. O face, de exemplu, Austria, țară care s-a aliniat deja noilor directive europene. Austriecii pot să primească până la 200 de euro ca să-și repare frigiderele sau telefoanele vechi. Ar fi foarte binevenit, pentru că sunt foarte multe persoane care nu au posibilități financiare. Adică persoane care mai de mult și le-au cumpărat pe rate și ulterior nu mai au bani să le repare. Putem să considerăm programe de susținere a acestei industrii, programe finanțate din diverse surse, chiar programe care să vină în contraparte cu programul de rablă electrocasnice susținut de Administrația Fondului pentru Mediu. Reparațiile ar aduce, pe de o parte, economie la omul care are acel aparat și un ajutor și micilor meșteșugari care ar putea să repare și să-și câștige un ban în plus. Aparatele vechi conțin elemente chimice periculoase pentru mediu și sănătatea oamenilor, dar și elemente care pot fi recuperate și reutilizate pentru producția altor echipamente. Dacă aducem un aparat defect la reparații și nu îl aruncăm imediat ce se strică, mediul înconjurător are doar de câștigat. În plus, încurajăm micile servisuri și totodată crearea unor noi locuri de muncă. Am mers la ei și am zis că am nevoie să mi se schimbe bateria, de exemplu, că mi s-a stricat, s-a defectat. Și din moment ce l-am dus, mi l-au reparat și în funcție de asta a fost reparat telefonul. Am reparat un telefon și l-am luat acum, chiar un meseriaș deosebit de bun. Reprezentanții serviciilor spun că aparatele electrocasnice care se strică cel mai des sunt mașinile de spălat, urmate în perioada sărbătorilor de cuptoare.